această conferință și un cuplu. Am zis că este nevoie, după atâția speaker care vorbesc câte unul, câte unul, să invităm pe cineva să vorbească în cuplu. Nu știu dacă ai văzut campania BCR, cea cu povestea, care a venit după o serie de multe campanii de la BCR în care se schimba mesajul. Și pentru că pe Anca Rău știam de mult, iar Liviu David este cel mai iubit creativ al nostru, al revistei Biz, al meu personal. Și o să zic, ca să-i fie mai greu și să-și găsească cuvintele mai greu, îl laud la început, m-am gândit că ar fi ideal să chem pe singurul oameni care au mai făcut ceva frumos în banking în ultima vreme. Anca Rău și Liviu David, vă rog frumos! Mulțumim! Suntem și noi onorați să fim aici ca un cuplu profesional, da? Ca să nu se interpreteze. Da, lucrăm de mulți ani împreună, iar acum BCR de câteva luni a început un proces de reorganizare, de schimbare a poveștii, ca să intrăm direct în subiect. Iar această schimbare nu putea să aibă loc, de fapt, fără o comunicare schimbată, sau mai bine zis, fără a comunica și către exterior schimbarea. Este vorba de schimbare managerială, o nouă orientare de business, o restructurare, după cum știți, dar asta e cumva în interior. În exterior se văd sigur campaniile. Totuși, am început și noi cu cercetări de piață, așa cum ați văzut, sunt foarte importante. Am început prin a întreba în intern, care e suflul, și așa cum vedeți și aici, e un suflu nou, cum v-am spus deja. Practic se dorea ca cea mai puternică bancă din România să vină cu acest leadership pe care trebuie să, de fapt, să-l afirme și să-l arate clienților. S-a vorbit foarte mult despre emoții și despre clienți înainte. Și da, ei sunt importanți pentru noi, dar și mai importanți sunt, sau la fel de importanți sunt angajații și o să vedeți, noi am început să facem și intern, de fapt, toată această comunicare. Ce a rezultat din studii, în paranteză fie spus, tot brief-ul pe care agenția până la urmă l-a plitocit și a venit cu o creație, l-am făcut între joburi, adică eu nu lucram încă în BCR atunci, e o chestiune poate așa de picanterie. Ce a reușit? Orientarea către calitatea interacțiunii cu clienți, faptul că vrem să arătăm că avem produse și servicii mai bune. Sigur, asta e ceva declarativ, noi vrem să implementăm până la urmă, pentru că prima interacțiune cu clienții va conta mult de acum înainte. În cadrul departamentului marketing este și departamentul de direcție marketing este și departamentul de calitate, tocmai fiindcă ne uităm foarte mult la clienți. Și, practic, ne-am gândit cine ar putea să ofere toate acestea cel mai bine decât cea mai puternică bancă din România. Pe Liviu îl las să intervin aici pentru că, practic, brief-ul a fost dat agențiilor, ei au câștigat un pitch, au venit cu multe, creații și ei și de acolo am ales ceea ce ne-am plăcut. Da, cu 6 direcții, dar mesajul, mai bine pentru că putem, era în brief-ul intern de agenție. Era în brief-ul intern, într-adevăr. Și mi s-a spus, dacă putem să reformulăm mai bine, că na, creația trebuie să reformuleze, n-am reușit să reformulăm mai bine, era exact numărul de cuvinte și spunea exact ce trebuie. Pentru tot ce însemna BCR, tot ce se dorea să însemne BCR. Practic, acest mai bine este un angajament pe care ni l-am luat atât noi intern ca angajați, față de noi, față de ceea ce facem acolo intern și implicit pentru a livra mai bine către clienții noștri. Iar acest pentru că putem e sublinierea leadership-ului, așa cum ziceam și înainte. Sigur, e o renaștere practică a BCR-ului acum și în comunicare. Și agenția ne ajută. Dacă nu cea mai puternică bancă din România poate să facă
schimbări în bine, dacă nu poate să, dacă nu ea poate să-ți ofere stabilitate, atunci nu știu ce bancă poate. Și am insistat să nu spunem cel mai bun sau alte variații pe aceeași temă. Acest mai bine e cumva, nu ne oprim. Deci vom face într-una să fie mai bine. Vrem să fim mai buni, cam asta e traducerea. Un mesaj sincer și corect. Sper că așa ajunge și la consumatori. Mergem mai departe? Da. Intern ne-am tot gândit, nu e ușor să faci ceva pe un brief de putere, pentru că au mai fost campanii cu We give you the power, we have the power, we give you the power, vezi power to you de la Vodafone. Și cumva ajungi cam în aceleași zone, dacă te gândești foarte steril, așa. Una din idei era cu povești, doar că era cu povești ca atare. Adică, fă frumos, era client de cerere și venea cu calcul tău. Bineînțeles, ai niște opțiuni. Ori o arunci la gume, pentru că este foarte arhaică și nu se potrivește cu spiritul băncii, care e o bancă modernă, ori încerci să o duci mai departe și să vezi ce poți să faci pe ea, pentru că potențial există. Și cred că aici e diferența între oamenii de comunicare. Diferența între oamenii de comunicare e momentul în care se opresc și se declară mulțumiți. Adică una e să vrei să explorezi cât mai departe, să ajungi mai departe de primele idei și alta e să te declară mulțumit foarte repede, chiar dacă s-a mai făcut de 1000 de ori ideea respectivă. Dacă te declară mulțumit prea repede și te oprești din explorat, ajungi în parcul de lângă bloc, unde trec toate mamele cu copii, toți pensionari și îl știe toată lumea. Dacă te duci mai departe, poate ajungi în zone mai rarefiate, unde mai puțin români au ajuns. Și asta am făcut și noi. Am încercat să nu aruncăm ideea și să o ducem mai departe. Știind că s-a tot făcut. Și eu am lucrat pe o campanie Conex Go, care acum 14 ani, care folosea personaje istorice, care foloseau telefoane. S-a reciclat ideea. A fost folosită de UPC, acum câțiva ani cu cei 3 mușchetari care foloseau telefoane și laptopuri. E un pic ridicol această conexiune, adică devine ridicol după primele execuții. Și ne-a venit ideea asta, că de fapt toți suntem cumva niște eroi, pentru că nu ne luptăm cu balaurul cu 7 capete, dar ne luptăm momente dificile din viața noastră cu alți balauri cu 7 capete. Cu traficul, cu nu știu câte mii de capete, cu birocrația, cu nu știu câte mii de capete. Cumva avem și noi momentele noastre de victorii și de glorie și noi suntem niște eroi în anumite momente din viața noastră. Nu e o exagerare, chiar suntem, pentru viața noastră e un act de eroism ce facem câteodată. Și cumva am găsit această direcție care face o paralelă între povești, începe o paralelă între poveste lăsată parțial din ea neatinsă și viața noastră. Adică sunt momente din viața noastră în care chiar se potrivește cu ce scrie în poveste. Și practic la noi așa a ajuns creația, așa, cu realitatea. Da, e important să avem personaje reale, pentru că nu poți să treci în ficțiune, ajungi peste teritoriul altor bănci, vezi ING, și am găsit realitatea ilustrată un pic altfel. Și având acest contrast între poveste, ceea ce știm din povești și realitatea noastră, este și umorul. E o sursă de umor, pentru că apare contrastul între ce spune povestitorul. Calul lui văd frumos, că de fapt e o mașină în viața reală. Și așa mai departe. Am sensizat că e foarte mult potențial aici de dezvoltat pe viitor. Adică cumva și noi eram curioși să vedem dacă reușim să rezolvăm ecuația. Da, ați reușit. Am reușit. Am reușit. A ieșit interesant și cumva e neașteptată fiecare execuție nouă. Și nu s-a mai făcut în România. Adică am mai văzut povești, dar niciodată contrastul ăsta, suprapunerea poveste, realitate. Ce mă interesa? Intervine în poveste și schimbă povestea înainte să aștept până a trecut peste 7 mări și 7 țări. Adică e un shortcut care ajută eroul să ajungă mai departe, mai repede. Vreau să zic că cel mai interesant a fost că ne-ați dat nouă de lucru foarte mult. Ce bine.
De obicei, invers. În sensul în care de fiecare dată când prezentăm un nou concept pentru un produs sau o campanie pe care vrem să o lansăm, noi trebuie, pentru că avem expați în board și în echipa de retail și așa mai departe, noi trebuie să spunem povestea cea reală. Deci noi, practic, prima dată spunem o poveste acolo, după care spunem shortcut-ul și explicăm care e legătura cu produsul și așa mai departe. Ceea ce, desigur, devine foarte funny în ședințele astea. Dar ceea ce vine e că există deschidere și, așa cum se spunea și anterior, emoția și amprenta locală a prins foarte bine în interior, vorbesc. Am făcut și campaniile, deja suntem la a doua campanie. Ele merg bine, au vândut, ceea ce contează. Și o să vedem în continuare și care au fost în interior reacții. Oricum nu e ușor să faci o campanie pentru o bancă atât de mare, cu atât de mulți oameni, cu atât de mulți acționari care nu sunt români, directorul nu e român. De fiecare dată sunt mulți oameni implicați în proiecte, foarte greu, adică pare simplu așa, când vezi fotul, da, ok. Dar când te gândești prin câte trebuie să treci, e foarte greu. Din fericire, avem de face cu oameni foarte deschiși la minte, așa că da, și de misiunea noastră e mai ușor. Și ce vreau să spun e că mai rar vezi un client care să te împingă el să faci lucrurile mai bine. Nu subiectiv, ci pentru că și-a dat seama, la ultima campanie, v-ați dat seama că puteam să scoatem... N-ați râs când ați citit scenarii. Și ne-ați zis asta. Ne-am uitat și noi pe scenarii. Într-adevăr, nu e ușor de rezolvat ecuația, pentru că trebuie să ai poveste care se potrivească pe o chestie reală din viață și să te facă să și râzi prin contrast și să rezolve și partea de brief, adică produsul trebuie să apară cumva acolo. Am reușit să rezolvăm ecuația, dar nu râdeai, adică degeaba am rezolvat-o. Sunt foarte mulți parametri pe care trebuie să rezolvăm și am reușit, prin a doua prezentare, să facem un spot mai amuzat. Că ar trebui să vedem și spoturile. Sau da, am pregătit. Da, nu știu. Ăsta roșu? Fă-t frumos de tecanului jălate și să pregătiți să plece în călătoria peste mări și țări în care urma să înfrunte o mulțime de pericole. Apoi și-a dus aminte că are nou un pachet de cont curent de la BCR și poate plăti o mulțime de lucruri oricând și de oriunde, pe internet sau direct prin telefon. BCR îți dă puterea să schimbi povestea. BCR. Mai bine. Pentru că putem. În faptul că e o bancă mare și cu acționarii străini, e și un manual destul de riguros. Fiind austrieci, sunt un fel de nemți. Și fiind nemți, trebuie să respecte acolo exact litera cărții. Ei zic că sunt mai mult decât nemții, da? Și de rost meu și îmi băgă pe greuceanul în pământ până la prunte, nu se mai putea mișca. Din fericire, greuceanul și-a amintit că noul pachet de cont curent de la BCR îi oferă o dobândă anuală de 4% pe care o poate folosi cum crede el de cuvință. BCR îți dă puterea să schimbi povestea. BCR. Mai bine. Pentru că putem. Având o campanie cu povești, trebuie să reziști tentației de a introduce elemente de poveste în realitate și am reușit până acum. N-am băgat niciun cal, n-am băgat niciun paloș. Ne-am ținut tare. Ceea ce vreau să zic, Liviu, înainte de ultimul, de acest al doilea spot, este că, într-adevăr, avem un manual de identitate la nivel de grup, iar noi, România, am obținut destul de multe derogări pentru replicile în print, mai mult, ale acestei campanii, ceea ce este, din nou, bine pentru noi, este mai bine oricum, pentru că am avut posibilitatea să fim, să ne dezvoltăm creativitatea așa cum s-a dorit. Pus pe fapte mari, harap alb ceru ajutor de la ochilă. Și de la prietenul său, Setilă.
Dar salvarea e venită la creditul divers BCR. Cu doar 3 acte, se descurcă simplu și reuși să-i facă pe plac fetei lui Roș Împărat. BCR. Mai bine. Pentru că putem. Acestea sunt declinările prin și outdoor, da? Și acestea sunt în sucursală, practic cine vine în sucursală, orice client poate să lipească acolo dorința lui pentru acest credit divers. Ce vrea, sunt lipite deja niște bulinuțe, ce vrea să facă cu banii. E o platformă foarte generoasă aceasta de a schimba povestea. Și tot așa interesant este că în intern oamenii folosesc în mail-uri, haideți să schimbăm în mai bine, schimbăm povestea, dacă o folosesc chiar așa, literam sau nu, dar a prins foarte bine. În exterior, tot așa, studiile pe care le-am făcut arată, de exemplu, că sloganul a fost perceput foarte bine de 70% din respondenții unui studiu IRSOP pe care l-am comandat. Ceilalți 30% erau împărțiți între nehotărât și negativ. Acestea sunt stickerele din unități. Cred că să mergem mai departe. Sigur, au fost replici și pe outdoor, cum ziceam, și indoor, și în branch-uri, deci peste tot. Ideea de la care am pornit, de fapt, este că această platformă, acest cuvinte, acest slogan, trebuie, de fapt, să fie îmbrățișate de angajați. Pentru că în momentul în care lansezi ceva pe piață și tu nu crezi în ceea ce spui, da, la televizor, să zicem, tu ca angajat, nu are nicio valoare. Și de asta am lucrat foarte mult intern prima dată. Când am fost recrutată de cei de la BCR, practic mi s-a spus clar că se dorește o schimbare și atunci am gândit că această schimbare poate veni din interior către exterior și nu invers, pentru că ar fi fost ceva artificial. Da, au fost trimise și scrisori. Da, până și notificare. Pentru că are imagini din spot, are limbajul adaptat. E o notificare prin care se anunțau niște schimbări de comisioane. Aici colegii mei care au lipit, și aș vrea să stăm puțin aici, Liviu, practic înainte de lansarea oficială a campaniei în extern, am făcut această acțiune internă înainte cu 2 zile de lansare, în care cărți imense de povești au fost puse în sediu central al Băncii Comerciale Române și el e un sediu imens. Iar colegii care intrau spre birouri dimineața au primit câte o literă cu autocorant și au fost invitați, sigur cine dorea, să lipească pe aceste cărți, formând sloganul Mai bine pentru că putem. Și să știți că au vrut foarte mulți să facă asta. Asta e cumva experiența angajatului cu brandul, dacă vreți să zicem așa. Exact ce se spunea mai înainte cu cartofii prăjiți. Dacă tu i-ai săpat și ai curățat de gândaci de colorat, parcă ții minte că i-ai mâncat cu poftă. Deci au fost colegii care s-au implicat. Sigur că în branch-uri am avut alte tipuri de acțiune, acestea a fost în sediul central, unde sunt peste 1000 de oameni. Și concluzia e aceasta. Noi ne străduim să facem mai bine și pentru că putem. Mulțumim mult. Dacă aveți întrebări, suntem aici sau poftim. Uite, primii care avem întrebări. Roxana, Sunica. Bună, Roxana este numele meu. În prezent lucrez la un ONG de protecția mediului, dar am lucrat la o bancă înainte, la cea de-a doua bancă mare din România. Okay. Și am o întrebare, mă rog, e mai mult o curiozitate personală. Îmi imaginez că ați făcut focus grupuri pentru a testa spoturile de promovare și vreau să știu câți dintre respondenți au știut cine e Greuceanu. Că el nu se mai studiază în școli de mult. Surprinzător, sigur, focus grupurile erau pe target 25, da, plus.
Ne-am gândit și noi la asta, pentru că am și eu doi copii care nu știu cine este Greuceanu, mai dreptate. Din fericire, pe targetul de pachete de concurent nu erau copii, ci cei care, hai să zicem, la 30 de ani auziseră de Greuceanu. De asta, să zicem, am avut noroc. Sigur, când o să lansăm niște produse pentru copii și avem deja în lucru chestia asta, nu vom face referire la Făt frumos ala Greuceanu, nici la Harapalb, probabil, deși parcă Pavel Bartoș spunea la emisiunea aceea de la Pro TV că în sfârșit poate să le arate fetelor lui cum arată Harapalb. Deci tot e o educație a populației, dacă vrei așa. Da, Focus Group a recunoscut cine este Greuceanu. Problemele, să zicem așa, dacă vrei în ghilimele, cu poveștile astea sunt când trebuie să respect spațiilor, pentru că... Dar ei, cum am zis, sunt foarte deschiși la minte și pricep repede. E ok. Mersi de întrebare. Mai aveți? Da. Bună, Georgiana Manel de la ISM Center. Apropo de prezentarea de mai devreme, campania voastră este destul de emoțională. În ce măsură funcționează partea asta emoțională pentru o bancă unde, mă rog, oamenii își fac calcule, iau decizii, compară dobânzile? Da, foarte bună întrebare. Știi, ai spus că oamenii fac calcule. Până la urmă e vorba de oameni. Și am avut și opțiuni, chiar și de la Next și de la celelalte agenții, în care era foarte bine ofertată, să zic așa, varianta de calcule, să zicem, de matematic. Deci hai să vedem unde suntem mai buni pe dobânză. Spoturile raționale. Raționale, da. Nu. Nu. Uite, noi nu am știut de studiul acela. Acum am aflat. E bine că am mers pe emoțional, se pare. În marketing te ajută mult și intuiția. Pe de altă parte, din practica sau din experiența noastră, emoționalul bate întotdeauna raționalul când e vorba de o decizie de acest gen. Deci chiar și în bănci sau în cazul produselor bancare, emoționalul vinde mai bine. Asta pot să afirm, le iau ca o lemă dacă facem matematică. Mai avem o întrebare aici de la Adina. Da. Bună. Vreau să vă întreb, vreau să revin la ce s-a întrebat mai devreme, de cât de mult știu oamenii despre Greuceanu și ce știu despre Greuceanu. Luați în considerare în vreun fel potențialul, ați spus ceva de educație, dar luați în considerare potențialul educațional, pentru că mie mi se pare că până una alta, înainte de a schimba o poveste, trebuie să o știi și să însemne ceva pentru tine, ca să vezi după aia și ce schimbi. Și mi se pare că e un potențial educațional extraordinar acolo, dincolo de... Adică puteți să faceți lucruri extraordinare la nivel de... Da, așa este. De brand românesc, să zicem. Vreau să spun eu? Bine. Adică mi se pare că sunt două idei foarte mari. Una e... Sunt două rute, de fapt, pe aceeași platformă. Da, și care se unesc cumva acolo, cum de... Ne-am gândit mult la target, sigur, din nou. Și, sigur, pentru copiii din ziua de azi, da, nu are nicio importanță Greuceanu și alții ca el. Dar emoționalul ăla care vine din copilăria noastră, când, da, toate lucrurile erau bune, frumoase, aveam visuri, aspirații și acum avem, sigur. Dar eram un pic uitându-ne în spate, era ceva frumos, da? Copilăria, poveștile. Am pornit din emoționalul acela de care spui tu. Și acum, venind la partea educațională, e foarte bine pentru că, da, copiii întreabă cine e ăsta, despre că ei se uită la Batman și la Spider-Man și așa mai departe. Și te întreabă, dar cine e acest Greuceanu, cine e acest Harapalb? Am cumpărat fiului meu o cărticică de povești pentru că a fost o cerere, adică, da, e o latură emoțională și educațională adina pe care o să o exploatăm. Este un cerc. Da. Exact. Adică și dacă vă uitați la acest eroi, Marta m-a întrebat mai devreme cine e cel care a găsit cei doi. Ce? Există cineva care a făcut și noi avem eroi? Nu. Care, ziceai tu de cei doi sori. A, Greuceanu a furat cei doi sori? Nu, nu, el, zmeul a furat soarele și luna, da? Și Greuceanu s-a bătut.
Aici, dacă stai să stabili... Deci din nou spuneam, am ajuns să zicem poveste. Deci da, sunt foarte multe valori în spate pe care asociate cu brandul ar putea să... Mi se pare extraordinar ca și potențial. Și e bine că ați fost primit, deci azi am deschizător de drum. Oricum ne putem baza cu oamenii o să știe poveștile. Ideea este să le dăm acea frântură de poveste pe care să o asocieze cu ceva îndepărtat pe care știa odată și să nu trebuie să citească povestea, să înțeleagă campania. Că dacă trebuie să citească povestea, s-a terminat. Cât mai știm exact povestea. Și să luăm fragmentul din poveste pe care poți să-l înțelegi și dacă nu ții minte. Ții minte că exista un Greocean, ok. Salutam un zmeu, parcă. Ok. Astea sunt foarte bune, suficient ca să înțelegi. Mai sunt? Uite, mai avem o întrebare ultima. Pare de tot, dar... Sesiunea de întrebări mai deja am depășit, da. Simona, director de marketing Vincon. Bună, Simona. Pentru concept. Eu am o singură întrebare în calitate de consumator și nu de om de marketing. Credibilitatea mesajului pentru orice tip de consumator. Când ne ducem la o bancă, vrem să ieșim cât mai repede din ea și să terminăm cât mai repede povestea cu ea. Sper că nu lucrez cu... Nu, mă refer în calitate de consumator. Vrem un credit să-l terminăm cât mai repede, apropo de ceartul cu nevoie. A, deci te referi la operativitate, nu? Asta îți dorești. Nevoia intrinsecă a oricărui consumator. Este pe lista noastră. Povestea voastră e frumoasă și campania, felicitări, dar sper din tot sufletul să livreze și la credibilitate. Asta aici cred și noi. Cea mai mare problemă a băncilor în general. Clar. Și mulțumesc. Mulțumim pentru încurajare. Oricum ne uităm la asta. Doar asta. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Eu personal când am văzut campania, m-am gândit, vorbisem cu Adina în ianuarie sau în februarie despre eveniment și despre ce o să ducem, ce o să facem și am auzit de cel care a făcut și noi avem povești, îl cheamă Alin, se uite cineva pe Facebook, cum îl cheamă? Pac? Punk? Avem și noi supereroi, nu? Se cheamă pagina, să-i dați like, este senzațional ce face. Foarte mult face evenimente cu copii. Eu am un copil de 5 ani care habar n-are de eroii noștri și ce vreau să spun este că, deși știe ce a făcut Spider-Man, ce a făcut Captain America, cine e Iron Man, a văzut toate filmele, nu că filmele de animate toate, nu există nicio poveste în spate, decât că e puternic și merge pe bloc sau la zboară și e din fier, nu are acea valoare decât poate de naționalism Captain America, să spunem. Că a mers într-un costum de latex și s-a bătut cu dușmanii. Ce avem noi frumos la aceste povești este că acest greuceanu s-a dus după zmeu și a adus cei doi sori înapoi pentru noi toți, nu doar pentru România. Deci valoarea care este în esență, în poveste, dacă stăm să o căutăm și să nu fim nașpa, cum suntem de obicei, primii care aruncăm cu noroi și de-aia o porcărie de poveste, are o super valoare. Poveștile noastre au valori în ele. Asta este și ideea cu care vreau să închid. Nu știu dacă ați văzut campania Susținem Inovația. Roxana de la Vidiv este aici în sală. Ei au venit cu ideea și ne mulțumim din suflet. Este o campanie în care noi vrem să vorbim despre noi ca români și altfel decât suntem cei mai răi, cei mai proști. Numai la noi se întâmplă. Asta e, n-avem ce face. Avem și oameni și super inventatori și premii și avem performanță. Și e bine să ne gândim și să vorbim și despre ele. Nu doar despre părțile rele, pentru că toți au și bune și rele. Și închid, vă mulțumesc invitațiilor mei și am să vă invit la pauză și revenim la o nouă sesiune, sper la fel de plină și de cu mai multe întrebări, vă rog. Mulțumesc!